Goleștii din județul Vâlcea pe DN7. A avut loc acest accident rutier în care a fost implicat un tir. Șoferul acestui tir se pare că a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe marginea șoselei. În urma acestui impact destul de grav, doi minori au fost grav răniți, dar și o femeie, mama celor doi copii, vorbim aici de o femeie în vârstă de 43 de ani. Toți trei au fost transportați la spitalul din Râmnicu-Vâlcea, unde primesc în continuare îngrijiri medicale. De altfel, la fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe pentru a transporta victimele la spital, dar și polițiști și cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, pentru că au fost scurgeri de combustibil în zonă și s-a acționat imediat de către pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier. Șoferul a fost testat cu etilotestul, însă rezultatul a fost unul negativ. Mulțumesc tare mult, Elena. A fost panică la bordul unui avion care trebuia să ajungă de la Paris la București. Aeronava a aterizat de urgență la Budapesta din cauza unei defecțiuni tehnice. Asta spune jurnalistul Lucian Mândruță pe pagina sa de Facebook, care avea o cunoștință în aeronavă. Imediat după aterizare, pompierii au făcut verificări în cabina piloților. Ulterior, pasagerii au fost debarcați și au urmat să fie aduși în România cu alte curse. Toți ochii au fost spre cer în America de Nord, unde eclipsa de soare a ținut zeci de milioane de oameni cu sufletul la gură, pur și simplu. Spectacolul mult așteptat al Universului a făcut senzație în statele de-a lungul cărora a fost vizibil acest fenomen, cu care nu se vor mai reîntâlni prea curând, cel puțin nu în următorii 20 de ani. Evenimentul a provocat o adevărată frenezie și a dus la nașterea turismului de eclipsă. Da? Există și așa ceva. Încasările au fost și ele uriașe. Estimările vorbesc de 1,5 milioane miliarde de dolari. Din Mexic până în nordul Canadei, 10 de milioane de oameni au trăit emoția de a fi martorii eclipsei de soare. Pentru 4 minute de întuneric, unii au parcurs și câteva mii de kilometri. Au venit din toate statele americane, dar și din multe țări europene. My daughter and I are from Minnesota and we decided to travel down here to check out the eclipse. It's the first one that she's ever seen and I'll never see it again. And I understand the next one in the country is 2044. So, hey, it's once in a lifetime for us. Spectacolul a fost atât de așteptat încât la cascada Niagara a fost declarată stare de urgență. Totul din cauza unei invazii a turiștilor în zona din care se vede eclipsa. Poate cel mai mare fan al eclipselor de soare este această femeie, care a bifat acum cel de-al 20-lea fenomen. My first one in North America was the 1991, but I've been to Europe for one of them. I've now gone to Africa twice. I've gone to Australia three times. I am going to see every total solar eclipse on the face of the planet till the day I die. Eclipsa a fost vizibilă pentru prima dată pe coasta de vest a Mexicului. A trecut prin 13 state americane și s-a încheiat în estul Canadei. Iar cei mai norocoși au văzut-o în toată splendoarea din avion. Două aeronave s-au aflat chiar pe traseul ei, iar lupta pentru bilete a fost intensă. I got the last seat on this flight. The last one. And I got a window seat and I said, "You know what? I'm doing this. It's one I don't know when am I able to do it again?" I'm just here trying to make a cool memory with my son because he's about to become a teenager and I feel like in a few years he'll be too cool to hang out with me. Oamenii de știință au fost și mai încântați de acest fenomen. Ei speră să descopere, printre altele, posibile efecte asupra oamenilor și perturbări în atmosfera terestră. De aceea NASA a lansat 3 rachete ca să măsoare modificările provocate în partea superioară a atmosferei terestre.
Și după ce au stat cu ochii în soare, la propriu, oamenii au căutat pe internet fraze precum "mă dor ochii" sau "de ce mă dor ochii". Ne explică chiar acum colega mea Iulia Bălăianu. Bun găsit, Iulia! Bine v-am găsit. Eclipsa totală de soare a traversat în total 13 state americane, coasta de vest a Mexicului și s-a încheiat în estul Canadei. Printre milioanele de oameni care au urmărit evenimentul astronomic, se pare că nu toți s-au uitat la eclipsă cu ochelari de protecție corespunzători. Iar asta se vede în căutările de pe Google. Oamenii au scris "mă dor ochii" sau s-au întrebat "de ce mă dor ochii". Vedem pe acest grafic cât de mult au crescut căutările. Pe 6 aprilie, vedem, acestea erau aproape inexistente. Iar după ora 3 după amiaza, ora Statelor Unite, căutările au explodat. Chiar în momentul în care eclipsa de soare a trecut peste mari porțiuni ale țării. Experții au spus în repetate rânduri că oamenii se pot uita la eclipsă doar cu ochelari corespunzători, nu cu ochiul liber și nici cu ochelari improvizați. Este extrem de periculos să te uiți la o eclipsă în orice moment, spun aceștia. Chiar dacă soarele este acoperit în proporție de 95%, privitul fără ochelari de protecție poate provoca leziuni grave ale ochilor. Presa internațională a scris că vânzările pentru ochelarii de protecție falși au crescut, iar specialiștii au mai spus că oricine are dureri de ochi după ce au urmărit o eclipsă trebuie să se prezinte la medic. Trei morți și 8 răniți, acesta este bilanțul după a doua zi de atacuri în Zaporojie. Anunțul a fost făcut chiar de guvernatorul regiunii, devenită țintă în ultimele zile și vedem chiar aici care este regiunea. Ucraina neagă că ar fi atacat cu drone centrala nucleară de aici și susține că rușii au înscenat totul, fără să țină seama de riscul uriaș provocat de exploziile din apropierea celor 6 reactoare. De cealaltă parte, Moscova amenință că va face o reclamație chiar la ONU. Nu există un pericol imediat critic, susțin experții ruși ai centralei, cei care sunt acolo de lung bune. Rușii au dat publicității imagini care ar arăta rămășițele dronelor care au lovit centrala nucleară Zaporojie. Один из них вот в этот грузовик, который привозит питание для станции, здесь столовая, происходила выгрузка, а третий прилет был зафиксирован по куполу блока номер 6 Запорожской атомной станции. Посмотреть место, куда был прилет. Критических разрушений эти налеты не принесли, при этом угроз безопасности на станции тоже не зафиксировано. Informațiile nu pot fi confirmate independent. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a dezvăluit de la București că se va adresa Consiliului de Securitate al ONU despre aceste incidente. Oficialul a evitat să acuze vreuna dintre tabere. I intend, probably in the next few days, to brief the United Nations Security Council. Because this is obviously an issue that puts international peace and security at risk. Cele 6 unități ale centralei nucleare Zaporojie sunt făcute să reziste la explozii chiar și mai mari decât o dronă kamikaze. O navă de război a Rusiei a fost parțial distrusă într-un incendiu provocat de un atac al Ucrainei în Marea Baltică. Atacul a avut loc în Kaliningrad, la mii de kilometri distanță de front. Vasul respectiv, o corvetă dotată cu rachete, fusese mutată din Marea Neagră în Marea Baltică. Serviciile ucrainene își asumă atacul, în timp ce rușii păstrează, ca de obicei, tăcerea. Este pentru prima dată în istoria modernă a Germaniei când Berlinul va avea soldați într-o altă țară, într-o bază permanentă. Este vorba despre Lituania, țară expusă la un potențial atac din partea Rusiei. De asemenea, grupul de luptă NATO de acolo este sub comandă germană. Ministrul apărării de la Berlin a venit personal să-i conducă la avion pe primii soldați germani care au plecat în Lituania. Oficialul a spus că este un moment important pentru armata germană, dar și pentru NATO de asemenea. Militarii care au plecat acum vor pregăti cazărmile și infrastructura pe care le va folosi brigada pe care Germania urmează să o staționeze în Lituania. Până în 2027 urmează să fie 5.000 de militari germani în acest stat baltic. Este un wichtiger Tag für die Bundeswehr. Das erste Mal, dass wir dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands stationieren, zu beginnen zu stationieren. Und damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO und für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses. Wir machen alles, was wir sollen tun, dass ihre Soldaten hier in Litauen wie zu Hause wohlfühlen
Негативно, тоже негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности. Apel disperat al lui Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean spune că țara sa va pierde războiul împotriva Rusiei dacă Congresul american nu aprobă urgent ajutorul militar destinat Ucrainei. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe video cu ambasadorii platformei de strângeri de fonduri a guvernului. Pachetul de 60 de miliarde de dolari este blocat în Congres de la sfârșitul anului trecut chiar, în timp ce pe front soldații ucraineni încep uneori ziua fără niciun glonț. Without the support of Congress, it will be difficult for us not to win, even to stay. But that's why it's important to jointly to do very concrete things. După 6 luni de război în Gaza, Israelul vrea să atace și ultima redută a palestinienilor din fâșie. Vorbim desigur despre Rafa, locul în care se refugiază cea mai mare parte a oamenilor rămași în teritoriul distrus până acum de bombardamente. Data pentru ofensivă a fost stabilită, spune premierul Israelului, în ciuda opoziției Statelor Unite, care și-au reafirmat ferm opoziția aceasta față de orice operațiune majoră acolo, în Rafa. În același timp, sudul teritoriului israelian a fost atacat la miezul nopții de milițiile pro-iraniene din regiune. Alarmele antiaeriene au răsunat în stațiunea Eilat de la Marea Roșie. Armata israeliană a anunțat că a desfășurat pentru prima dată noul său sistem antiaerian Sea Dome, versiunea navală a faimosului Iron Dome. Fără alte detalii, spune că a contracarat cu succes o aeronavă suspectă care pătrunsese în spațiul său aerian. Între timp, Benjamin Netanyahu a anunțat că a stabilit data invaziei în Rafah, ultimul refugiu din fâșia Gaza pentru palestinienii strămutați din restul teritoriului. Nu a spus însă care este această dată. Pentru a pregăti noile operațiuni, armata israeliană și-a retras mare parte din trupele din fâșia Gaza. În urma tancurilor și soldaților, mii de palestinieni s-au grăbit să se întoarcă la Han Yunis, la ruinele care au fost odată casele lor. În alte vremuri, acum s-ar fi pregătit de Eid. Din bucătării s-ar fi răspândit arome de prăjituri pentru sărbătoarea care încheie luna sfântă a Ramadanului. لا رايحين على مخلوق ولا رايحين أحد كنا مشاهدين يعني قرايبك تيتم ماتوا يعني كما استشهدوا الحمد لله سب طلعوا فيهم قاعدين هنا كمية O grupare de escroci străini a golit conturile unor români dornici să își investească banii în acțiuni. Doi turci, un irachian și un israelian, au gândit o aplicație mobilă prin intermediul căreia le promiteau românilor că îi vor îmbogăți, dar în realitate le accesau conturile și le furau banii. Polițiștii au găsit la ei sume uriașe, peste 600.000 de euro. Colega mea Ioana Ciurlea are mai multe detalii din această anchetă. Spune-ne mai multe, Ioana.
Polițiștii au confiscat o sacoșă plină cu bani. Iată-o! Peste 500.000 de euro, 10.000 de dolari și aproape 500.000 de lei, așa că cel puțin o parte dintre cei păgubiți își vor recupera banii. Și ca să înțelegeți cu ce sume operau acești infractori, doar din contul unui român au reușit să fure 43.000 de lei. Se dădeau investitori și le promiteau românilor câștiguri frumoase, dacă investesc în acțiuni. Îi convingeau să-și instaleze pe telefonul mobil o aplicație ca să-și monitorizeze investițiile. Cine pica în plasă rămânea instant fără bani, pentru că prin această aplicație, cei doi turci, irachianul și israelianul, obțineau de fapt acces la conturile oamenilor pe care le goleau. Polițiștii au primit mai multe plângeri și i-au prins în flagrant pe suspecți, în momentul în care se întâlneau cu o victimă pe care au convins-o să aducă cash o sumă de bani pentru a cumpăra așa zise acțiuni. La flagrant, polițiștii au confiscat 400.000 de lei, 10.000 de dolari și peste 60.000 de euro. Și alte sume de bani au fost găsite la percheziții în locuințele celor patru străini. Mai bine de 400.000 de euro și 82.000 de lei. Cei doi turci au fost arestați preventiv, iar bărbații din Israel și din Irak sunt cercetați pentru înșelăciune, accesare ilegală a unui sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase. Ne uităm acum, doamnelor și domnilor, la un caz revoltător în județul Dolj. Un bătrân a fost jefuit și abandonat pe câmp imediat după ce a scos mai mulți bani din bancă. Doi bărbați l-au urmărit și s-au oferit să-l conducă acasă cu mașina. În schimb, l-au atacat, l-au tâlhărit și apoi au dispărut. Au fost prinși însă la scurt timp de polițiști. Mai exact despre ce sumă este vorba, ne spune colega mea Elena Alexandru, care ne spune mai în detaliu și ce s-a întâmplat. Te ascultăm, Elena. Bun găsit tuturor. Bătrânul în vârstă de 90 de ani a fost la o bancă din Băilești, unde a făcut un credit în valoare de 25.000 de lei. O parte din bani îi trebuiau pentru a merge să-și rezolve problemele de sănătate, iar doi tineri l-au urmărit, au aflat că acesta a făcut acest credit, l-au urmărit în momentul în care a ieșit din bancă și s-a oferit să-l ducă acasă. Bătrânul însă a crezut și la un moment dat pe un câmp a fost tâlhărit și abandonat pe acel câmp, iar polițiștii au intervenit însă prompt, i-au găsit în scurt timp pe cei doi tâlhari și i-au reținut pentru 24 de ore, de altfel au și recuperat suma respectivă de la ei, iar banii au ajuns înapoi la proprietari. Astăzi vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Mulțumesc, Elena! Avem parte, doamnelor și domnilor, de vreme anormal de caldă, iar vara din aprilie vine și cu niște pericole uriașe. Multe pândesc tocmai în locurile în care ieșim ca să ne bucurăm de căldură. Ei bine, în parcuri. În iarba netăiată au apărut deja căpușele, la urgențe vin zilnic zeci de cazuri de copii mușcați de insecte. Cât de repede ar trebui să mergem la medic dacă suntem în această situație? Aflăm chiar acum de la colega mea, Ligia Pricopi. Te ascultăm, Ligia. Bun găsit! Medicii recomandă celor care constată că au fost mușcați de căpușe după o plimbare în parc sau în pădure să meargă de urgență la spital la o consultație în cel mult 24 de ore. După acest interval de timp există riscul să apară complicații severe. Tratamentul acasă este exclus, spun specialiștii. În ultima săptămână au fost foarte multe astfel de cazuri la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Buzău. Medicii au tratat de la începutul lunii 10 pacienți care au fost mușcați de căpușe. Având în vedere vremea și faptul că oamenii petrec tot mai mult timp în aer liber, medicii se așteaptă ca numărul de cazuri de pacienți care au fost mușcați de căpușe să crească în mod constant în perioada următoare. Legia, îți mulțumesc tare mult. Simin Aizel Florescu, director medical la Spitalul Victor Babeș, acum alături de noi. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața, mulțumesc și eu. Din păcate, de acum sunt manager de o perioadă bună de timp. Manager, vă rog, iertați-mă, rețin. Doamna Florescu, v-aș întreba așa, de ce nu e bine, de ce nu e bun și nu ar trebui să alegem tratamentul acasă, în primul rând? Că așa cum ne spunea Ligia mai devreme, e cazul să mergem la spital imediat. Da, e vorba într-adevăr de niște incidente care pot apărea în contact cu vegetația în acest sezon cald, când lumea are tendința să iasă mai mult afară, să stea mai mult la picnicuri sau în contact cu plantele din jur.
Ce ar trebui să facem? Într-adevăr, dacă după o zi petrecută în aer liber în parc, observăm seara la dușul nostru sau al copiilor că există căpușe atașate undeva pe piele sau pe corp sau chiar pe pielea capului, atunci ar trebui acele căpușe extrase. Extracția lor e bine să fie făcută într-un mediu, să zic, medical, ca să fim siguri că merge totul așa cum ar trebui, adică să fie extrasă căpușa complet. Nu recomandăm soluțiile acelea acasă de pus peste căpușă diverse soluții, unele mai năzdrăvane decât altele, nu este bine așa. Căpușa pur și simplu trebuie extrasă de acolo și, într-adevăr, trebuie extrasă într-un timp util de maxim o zi, ar fi bine, ca să nu existe riscul de a apărea boli transmise de căpușe. În același timp, ar fi foarte bine ca în momentul în care planificăm o ieșire în mediul în aer liber, și mai ales picnic sau plimbări prin pădure, să încercăm să prevenim atașarea acestor căpușe prin utilizarea de substanțe repelent. Adică oricum știm că vom merge la picnic, luăm niște spray-uri speciale pentru a evita atașarea căpușelor pe piele și le dăm pe piele pe părțile expuse înainte de a ieși. Este cel mai bun lucru. Încercăm să utilizăm și îmbrăcăminte adecvată, mai ales dacă știm că vom sta undeva în iarbă, da? Să utilizăm pantaloni lungi, mâneci lungi, sau măcar să utilizăm totuși aceste substanțe repelent care scad riscul de a fi atacați de către căpușe. Bineînțeles, asta nu elimină necesitatea de control după ce ajungem acasă, ne uităm, ne inspectăm singuri sau inspectăm pe cei din familie, vedem dacă există aceste căpușe, mergem la doctor, le extragem și cu asta lucrurile sunt foarte clare, adică nu există așa un risc masiv de a se întâmpla ceva. Riscul apare dacă acea căpușă stă mai mult timp pe piele, mai mult de 48 de ore și atunci există un risc de a se transmite ceva, cu condiția că și căpușa să fie infectată. Și atunci care e riscul? Ce se poate întâmpla, dacă ne puteți explica mai exact, tocmai ca să înțelegem de ce este foarte bine să mergem imediat la medic dacă observăm ceva? Tocmai cred că teama de ce se poate întâmpla ne convinge sigur. Da, da, da. Într-adevăr, o parte dintre căpușe pot fi infectate, pot conține niște microorganisme pe care le pot transmite în timpul în care stau atașate de piele, da? Lucrul ăsta nu se întâmplă însă instantaneu, de aceea este nevoie de un interval de 24-48 de ore de atașare a căpușei. Pentru că ea, până când se atașează, până când începe să îmburgiteze sânge, trece timpul. Nu e ca la țară așa ceva instantaneu. Dar dacă această căpușă este și ea infectată, și lucrul ăsta nu se întâmplă totuși foarte des, cam maxim 20% dintre căpușe conțin diverse germene, restul nu conțin nimic, dar dacă ar conține acele germene, există riscul de a-ți transmite anumite boli. Și pentru prevenirea acestor boli este, în primul rând, bine să ne scoatem cât mai repede când se întâmplă acest eveniment și, în al doilea rând, numai medicul poate să recomande o profilaxie antibiotică numai dacă aceasta este necesară. Deci e bine să nu... pacienții să nu-și autoadministreze antibiotice sau să nu aibă aceste idei de tratamente, să zic eu așa, ancestrale, de pus gaz, de pus spirtă, sunt lucruri recomandate, deci trebuie mers extras și iar medicul îi va spune, în funcție de caracteristicile fiecărui pacient, cât a stat căpușa atașată, ce vârstă are, ce riscuri are, dacă e nevoie și de profilaxie antibiotică sau nu. Da, și clar, acolo avem garanția că nu rămâne nicio bucățică, nu rămâne nimic ce se poate infecta, cred că și aici e... Și dacă nu este infectată cu nimic căpușa, și aici cred că e o problemă. Da, există, să zicem așa, un mic risc și despre infecție locală, care sunt cazul copiilor, care sunt mai greu de stăpânit așa și umblă. Dar cel mai bine este să fie văzut de către medic pentru a elimina toate aceste riscuri. Clar. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Florescu, pentru toate explicațiile. Mulțumesc și eu. Asistăm acum, doamnelor și domnilor, la un atac între palate, chiar înainte de alegeri, pentru că trebuie să ne uităm un pic și la zona asta politică. Premierul Marcel Ciolacu trimite săgeți otrăvite către Klaus Iohannis, despre care spune că nu i-a plăcut în calitate de șef al statului. Despre propria sa candidatură la Cotroceni în toamnă, susține că nu este convins că ar fi cel mai bun candidat al Partidului Social Democrat. Haideți să vedem ce a declarat într-o apariție la Antena 3 CNN premierul. Un popor nu poate trăi într-o ură nesfârșită. Un popor nu poate vota în continuu numai contra. Contra lui ăla că-i nu știu în ce fel. Că aia e ciuma roșie. Nu mi-a plăcut președintele Klaus Iohannis. Mult prea mult am vrăjbit și a căutat să potențeze un partid care n-a câștigat alegeri. S-a dovedit că tot ceea ce a făcut nu a făcut cum trebuie.
îmi doresc un președinte cu adevărat. Va fi la propunerea unui partid, va fi la propunerea mai multor partide. Vreau un președinte al României detașat. Și doamnelor și domnilor, dacă am văzut mai devreme discuții despre Cotroceni, ei bine, localele sunt un pic mai aproape și lupta asta deja a început. A început bine, chiar dacă oficial campania încă nu s-a lansat, ei bine, candidații se atacă între ei și aveți în spatele meu chiar niște dovezi în acest sens. Ceea ce am văzut acum este videoclipul de la care au pornit toate postările politicienilor printre flori. A fost postat pe Instagram de edilul Capitalei Nicușor Dan, după care a urmat un val de poze care au devenit virale. Aceasta este povestea florilor, politicienilor între flori, o numiți cum vreți. Am văzut pe rețelele sociale extrem de multe replici, extrem de multe comentarii la acestea, pentru că zilele trecute Cristian Popescu Piedone a făcut publică o fotografie în care apărea așa între crengile unui cireș japonez, asta după ce postase deja Nicușor Dan acel filmuleț, de fapt, și el și critica în postare pe Nicușor Dan. Apoi a venit această postare pentru că s-au implicat și vedetele. Vedem cântărețul Tudor Chirilă s-a postat și el între flori și ca o reacție la postarea lui a venit și aceasta. Nicușor Dan revine, putem să spunem, într-un comentariu, pune și el această fotografie, cam așa. Uitați că eu acopăr una dintre fotografii. Acum vreau să le vedeți, pentru că suntem doar la începutul acestui drum către primărie. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și să ne distrăm cu siguranță pe marginea acestor postări pe care le fac acum politicienii, pentru că e clar, și asta am văzut-o și în campaniile trecute, nu ratează nicio ocazie. Asta era o ocazie, cu siguranță, să atace un contracandidat sau să facă o glumă, să se facă foarte populari, pentru că așa oamenii ajung să îi cunoască și nu doar ei sunt candidații ce încearcă să se facă populari. Și candidatul pentru primărie, cel lansat de PSD-PNL, medicul Cârstoiu, am văzut, face de toate zilele acestea, doar se face cunoscut, pentru că nu e așa, de asta este nevoie în acest moment. Și, ei bine, o să ne uităm și la datele unui sondaj astăzi, pentru că este foarte important să vedem și ce gândesc românii și cum vor vota, dacă ar fi alegeri mai aproape sau atunci când sunt pe 9 iunie, desigur, să vedem așa cam cum au câștigat loc în sufletul lor candidații, Nicușor Dan, Cătălin Cârstoiu sau Cristian Popescu Piedone. E întrebarea pentru bucureșteni. Cine este omul care pleacă cu un avantaj consistent în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei? Ei bine, în exclusivitate, Digi24 vă prezintă astăzi cel mai amplu sondaj de opinie realizat până acum în Capitală. Colegul meu, Cosmin Prelipceanu, va aduce la Jurnalul de Seară studiul care poate să dea peste cap toate strategiile partidelor. De la ora 20, cei mai avizați analiști ai momentului explică datele care pot să schimbe acum jocul electoral. Un sondaj Atlas Intelligence, cea mai precisă casă de sondare din Statele Unite ale Americii, la alegerile din 2020, în această seară, la Jurnalul de Seară. O să vedeți cifrele exacte atunci, pentru că acum, vedeți, oscilează. Ne-am uitat cu toții la tot ce s-a întâmplat până acum în sondaje. Ei bine, foarte interesante cifrele pe care le vom vedea împreună în această seară și le analizăm cu siguranță, pentru că s-au schimbat lucruri și trebuie să sesizăm, asta se schimbă de la o săptămână la alta. Mai avem timp să avem opțiuni noi sau nu, până pe data de 9 iunie, când vor fi aceste alegeri. Castraveții se scumpesc, mai exact, legumele de primăvară sunt extrem de scumpe acum. Castraveții sunt cei care sunt în top, putem să spunem, pe drumul spre piețe, ei se scumpesc de 4 ori. Fermierii vând cu 4 lei kilogramul și spun că sunt prea ieftini. Clienții îi cumpără cu 15 dacă își permit. Uitați ce calitate și ce marfă, ce calitate de castraveti fresh și ce proaspăt și la ce prețuri de mizerie care ajung la 4 lei la ora asta. E un preț de bătaie de joc. Familia Stan cultivă legume de mai bine de 20 de ani. În această iarnă a cheltuit 15.000 de lei pentru culturile din solarii. Am pus un pământ, am cărat lemnii, asta, rumeguș. Foc am dat în fiecare seară, până ieri, în altă ieri am dat foc. Cheltuieli mari. Păi cheltuieli dublu, dar așa cu, nici nu se merită. 4 lei castraveții acolo la ora asta. 4 lei.
Oamenii amenință că vor arunca marfa, supărați pe importurile de castraveți ieftini care umplu rafturile magazinelor. Aia din importe sunt foarte ieftini. Ne afectează în viitor, că nu o să mai putem produce, nu mai avem cu ce continua să producem. Și o să dăm faliment, adică încet, încet te lași. Nu doar producătorii sunt nemulțumiți, ci și cumpărătorii. În piețe, castraveții românești costă 15 lei kilogramul. Prea mulți bani săranul cheltuiește și nu iese la scop. Fenomenal de scump. Știind cum se fac castraveții... Cât ați dat un kilogram de castraveți? 15 lei! În solariile din Matca au început să se coacă și primele roșii din acest an. Legumicultorii au calculat că le vor vinde cu 25 de lei kilogramul. În piețele din București, roșiile noi costă 45 de lei kilogramul. Același gust grozav într-un nou design. Drumurile se simt altfel când pornesc din pasiune. Plătește orice achiziție în stațiile OMV cu cardul tău Mastercard, scanează aplicația MyStation și poți câștiga automat unul din cele 10.000 de cupoane de carburant în valoare de 100 de lei în app, ca să-ți ții pasiunile în mișcare. Nu lăsa curățenia să te scoată din minți. De ce al tău are grijă Careher, cu aparate ușor de folosit pentru curățenia casei. Careher face diferența. Nu rata ofertele de Green Days la JISC. Reducere de până la 70% la saltele selectate.